cred că există vreun pilot care să nu-și iubească avionul pe care îl zboară, deși îl poate schimba des. Mai ales în război, mai ales piloții militari. Doar își puneau viața pe aripile lui. Cum să nu-l iubească? Unul dintre cei trei piloți, la numai un an de zile de la începerea interviurilor, măcinat de o bolă gravă, s-a stins sau, cum le place piloților să spună, a decolat pentru ultima oară. Doar cu câteva zile înainte, mi-a oferit un exemplu de demnitate și de acceptare. Am mers împreună cu un prieten, medic-oncolog, pe care l-am rugat să mă însoțească, în speranța că îl vom convinge să se interneze și, eventual, să se opereze. Ne-a mulțumit pentru grijă și și-a luat la revedere de la noi, spunându-ne simplu că atât a fost. Vreau să vă aduceți aminte, dacă puteți, despre un instructor german pe care l-ați avut. Pe Schmidt, Carl Schmidt. E un personare dublă comandă. Adică să urce elevul și să-l învețe instructorul în siguranță. Schmidt ne urcam în avion, ne arăta. Bineînțeles că de-aia de asta am învățat avionul de fir în păr. Îți arăta decolare, aterizare, tot cum să procedezi cu manetele, să nu te furi. Ai priceput? Da. Putea, era orgoliu, cum să cobora din avion, orică, dă-i drum. Așa că așa am procedat și a mers foarte bine. Dar un coleg de-al meu, Stăgulescu Gheorghe, zis Neafane, n-a prins mișcarea asta cu manetele la decolare și l-a furat la stânga primul avion. Schmidt i-a spus, se mai întâmplă, nu ești primul așa. Ia al doilea avion și ia al doilea, rulează-l fără la fel la stânga, nu departe de locul unde a fost cu primul. Schmidt zice, greșeala nu e adumitarea mea, nu mi-am dat seama că ești emoționat după primul așa și te-a pus să zbori. Doar liniștit și mâine dimineață îți dau primul avion. Cum o fi dormit afară peste noapte, nu știu. A doua zi dimineață se urcă și face aceeași figură. Cum vă strigau colegii? Nu, după nume, nu. N-aveați porecle? Nu, porecle a fost de fachir, dar nu m-a povestit decât puțin timp cât a folosit-o neamțul, da. Unii aveau porecle. Cel care m-a cules, de pildă, de la Bolgrad, unde aterizasem acolo, a fost locotenentul Petrescu, care era poreclit Jean Păr. Era poros el așa în general și zice, nu-i zicea locotenentul Petrescu, zice, du-te la escadrila lui Jean Păr. Ionescu mitralieră sau fiecare avea câte ceva așa de... Fachiru, cum ați ajuns să dobândiți asta? Ei, vreau să o povestiți dumneavoastră. Da, Lippert. El s-a lăudat că zboară cel mai jos din armata germană. Fusese dat instructor la noi, la Tiraspol, ca pedeapsă, că el luptase pe un cuban pe undeva, avea vreo 20 de avioane doborâte de acolo. Fiind un pilot foarte bun și în conflict cu șefii, l-a dat instructor la români la Tiraspol. Și din vorbă în vorbă, el ne făcea teoria pentru Messerschmitt, ne explica aparat cu aparat, ne explica furătura, ne explica toate caracteristice. Și între altele spunea, eu în armata germană zbor cel mai de jos posibil. Cu entuziasmul și inconștiența tinereții, am zis, nu se poate, eu zbor mai jos ca dumneavoastră. Ce? Nu se poate, ce? Hai să facem o probă. Și am luat două avioane și a plecat. Avionul ăsta avea aici o gaură în care se băga o rangă și care doi soldați, ținând o parte de alta, îl manevrau, îl trăgeau. Deși avea peste 1500 kg, în sistemul ăsta îl mișca ușor. Dacă, zburând de formație aici, te uitai pe gaură aia, erai mai jos decât avionul ăsta, puțin mai jos. De la decolare nu m-a interesat decât să mă așez la 6 metri de el și să privesc pe gaură aia.
Și așa am și făcut. Punctul de întrecere la T, unde erau toți piloții care să aprecieze că ăla e mai jos sau nu. N-a fost nevoie, pentru că a trecut ăsta foarte, foarte jos și eu, care mă uitam numai peste gaură, am trecut și mai jos decât el și cu inconștiența tinereții am mușcat cu elicea de 14 ori pământul, dar așa, câte centimetru, 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 totuși vârful elicii s-a întors puțin. Și nu aveam tracțiune să mă țin după el după. Însă faptul că au rămas 14 tăieturi pe sol a marcat, practic am zburat mai jos. Și când s-a dat jos, bombănind și tunând și pulgerând, ăsta nu e pilot, ăsta e fachir. Și mi-a rămas numele, fachirul. Dar a fost o prostie a tinereții, fără îndoială. Când v-ați dat seama că Messerschmitt 109 este inferior iacului sau geacului sovietic? No. Noi la campania de la Odessa am întâlnit avioane slave, am întâlnit avioane de vânătoare Rata, care erau avioane foarte slave, atât ca viteză, făceau evoluția acrobatică, dar se și angajau. Au fost avioane care erau atacate și fără să fie pilotul lovit, intra în pământ. Și primele victorii ale noastre au fost asupra acestor avioane Rata, și asupra celor de asalt. Ei aveau niște avioane de asalt care erau jumătate de plarul făcute de lemn sau nu știu cum, că eu am tras într-un avion de ăsta și a sărit lemnul de el. Și acum să vă spun un mic secret. De ce unii au avut dovărâți și alții nu? Trebuia să tragi mai aproape de el, fiindcă gloanțele erau prin convergență. Și dacă trăgeai în vrea distanță, era un afară. Dacă era prea aproape, iarăși nu găseai. Și atunci trebuia să ai răbdare când te uitai în colimator, să ai răbdare, să te apropii de el, să ai impresia că intri în el și atunci să te deschizi omul. Și atunci reușeai să ai victorii. Eu am avut atunci câteva victorii și este scris într-o carte Bătălia Văzducului de Gheorghe Kifer, un scriitor de la Iași, că eu și cu un locotenent, Ionică Vopcean, am avut o luptă cu 20 de avioane inamice. Domnule general, eu am informația că ați atacat un bombardier B-17 izolat, care da. Se depărtase. Asta a fost în 1944, când americanii atacau Ploieștiul. Noi am încercat lupte aeriene cu aviația americană, însă nu reușeam să avem două victorii, fiindcă astea erau întotdeauna mai mulți decât doi și supraetajați. Plus că aveau avioane mai bine, aveau avioane Mustang. La început au venit cu avioane Mustang care aveau motoare de 1800 de cai și care erau mult mai performante decât Messerschmitturile. Aceste avioane de bombardament care aveau 4 mitraliere în coadă, 4 mitraliere în față, 2 mitraliere care trăgeau din avion deasupra și 2 care trăgeau de dăsut. Păi nu puteai să te apropii de o asemenea frânză de foc fără să nu fi dovorât. Și lea să iei înălțime în urma avionului, înălțime mult peste el, să fii să ai viteză mare și fără să tragi cam de dăsut 3 sferturi. Am încercat această misiune, sistem de atac, în 1944, de cauza anterienii și chiar a vânătoare, germane în special, care era la Ploiești, avioanele astea americane, după ce bombardau, erau dispersate. Și mai erau și câteva care erau izolat. Am găsit un avion de ăsta la 6.000 de metri înălțime, și am făcut un asemenea atac. Și până să atrag eu de dăsuc ca să o dovor, deci aveam această posibilitate, l-am atras la dăsate cu 3-4 mitraliere și mi-a stricat motorul la 6.000 de metri. Și atunci, ultimii am controlat comenzile, am văzut comenzile, am controlat parașuta, am zis că cazul i-a fost opuse
farmizul de ulei de la motor, dar veșămitul la baza farmizului avea o țevâșcă cu niște găuri și un robinet în calică care dădeai drumul și spăla farmizul. De ce asta? Fiindcă veșămitul avea două mitraliere care trăgeau în sfatul elicei și fumul de la cartucele de la mitraliere îți acoperea puțin geamul de cu care trebuia să vezi. Și atunci îți spălai geamul. Și am folosit ăsta, am văzut unde sunt, mi-a dat seama că răsut de la comenzi, motorul nu mai funcționa și a zis, fac zbor planat, dar nu să se cu parașuta, nu sunt în situația asta, deși mi-am controlat parașuta tot, doar să lăsit ca lângă să se sădă, este riscat acest lucru. Și atunci am venit în zbor planat spre București, m-am apropiat de Băneasa, în ideea să aterizez la Băneasa, dar având înălțime suficientă, am mers mai departe fără motor, în zbor planat și am aterizat pe Pifera. Și m-am îmbrățișat comandorul Gogu Ștefănescu, care era pilot în primul război mondial și era încercător de avioane set la Sam Pifera, atelierile de reparat avioane la Pifera. M-am îmbrățișat și m-am felicitat. Tot avionul era plin de ulei. Școala piloților s-a făcut în Rusia, pentru că acolo, practic, s-a făcut războiul efectiv și care au apucat în primele lupte de s-au descurcat, încet, încet au căpătat maestria necesară. În aviația de vânătoare, cea mai mică unitate e celula, două avioane, nu? Patrulea unitate de luptă, cu două celule. Având tunul fix și trăgând numai spre înainte, nu te poți apăra de unul singur, dacă trage lateral sau din spate. Deci sarcina revine copilotului care zboară la 150 de metri departe și în momentul în care vede că ăsta e atacat, el de aici virează și intervine între atacator și avionul din față. Și prin unduirile astea ca un fel de balet, se apără unul pe altul și reușește să se apere. Dacă... ca să nu fie surprins. Dacă vă dau macheta, puteți să ne explicați ce înseamnă un tonou? Să ne arătați un ce tonou? Înseamnă? Da. Înseamnă răsucirea ca un tirbușon, tonou lent, pentru că bombardier nu puteai face tot. Ca un tirbușon până la duceai din nou la orizontală. Făceam pe stânga, de obicei că postul de pilotaj era pe stânga. Mai greu pe dreapta, n-am făcut niciodată pe dreapta, da. Da, da. Razmot, zbor la razmot, ce înseamnă? Vorba aceea, coseam iarba cu el. De ce toți piloții, când explică arta zborului sau ce se întâmplă, folosesc mâinile? Îi ajută... Pentru că mâna devine avion. Asta e un avion și ăsta e un avion. Altfel, cum să spun, numai din gură, n-ai să mă înțelegi, nu? Dacă fac un viraj brusc, așa, nu? Și ies aici, iar la loc. Totdeauna trebuie să fii în linie. Din acest dans care îl faci, dacă șeful virează în partea asta, treci pe sub el și iar ieși în linie aici. Tot timpul trebuie să fii în poziția asta, două avioane. Ăsta unul, ăsta unul. Și aici, și în orice poziție ai fi, totdeauna trebuie să fie așa. În afară de atac, în care ăsta intră în fir indian. Și atunci șeful atacă, unul sau mai mulți în patrulă, și toți se înșiră, unul după altul, unul după altul, și trag fiecare. De-aia folosim mâinile, pentru că el simbolizează avioanele, pe care n-am cum să le materializez altfel. Nu? Însă și americanul meu, cum m-am întâlnit, tot așa, dispărea în sus și a trecut pe lângă mine. S-a urcat mai sus, avea motor mai puternic. Eu ajuns aici și văzând că a trecut pe lângă mine, imediat am făcut o ramversare. Asta e o răsturnare pe aripă și o întoarcere invers de cum ai zburat. Dacă zburai încolo, acum făcând ramversarea, vii pe partea asta ca să-l pierzi de aici, să nu-l mai vezi. Numai mâinile explică lupta aeriană în sine, altfel nu.
Atunci, tot cu ajutorul mâinilor, puteți să ne arătați ce înseamnă un Immelmann, un Rasmot, da, un, stați că mi-am mai notat, un looping, un tonou? Da. Păi, mai bine chiar, cu un avion. Un Rasmot e simplu. Se zboară la firul ierbii, nu? Zboară la firul ierbii, cum am făcut eu cu Lippert. Loopingul e dintr-o dată într-un cerc complet. Deci, pornind aici, ajungând așa și terminând tot așa. Dacă începi urcare și ajungi aici și aici face o inversare, ăsta e Immelmannul. Nu mai e. Da. La Immelmannul e începutul de looping. Și ajungând aici, în partea de sus, aici, acum întorci avionul aici, nu continui bucla loopingului așa, ci întorci avionul și în loc să mai vii pe direcția asta, ai plecat pe direcția inversă aici. E jumătate de looping, Immelmannul e jumătate de looping. Da. Și tonou? Tonou este o răsucire, tonou rapid, o răsucire așa. Și tonou lent, tot o răsucire, dar lentă. Și aici pot să spun un amănunt. Buzu avea un bücher, Jungmeister, de acrobație. Și când venea cu el, se întâmpla ca la sol, cel care era starterul, la sol e un teu așezat așa, unde se aterizează în dreapta lui. Starterul era german și era fric și era cu manta și cu rachete, o centură de rachete de jur împrejur. Buzu venea la aterizare și venea la aterizare și punea botul drept pe neamț. În glumă, totdeauna așa, de vreo două sau trei ori s-a repetat figura asta cu alții. Și ăsta răbdea ce răbdea, dar la un moment dat, văzând că vine prea aproape, se dădea într-o parte. Ăsta vira tot pe el. Neamțul intra și intra în partea alaltă. Și intra într-un fel de panică. Și când ajungea Buzu aproape aici, făcea un tonou rapid, reducea motorul și ateriza în dreapta la teu aici, cu o precizie fantastică. Buzu. Da. Care le dădea mâna, aveau multe ore de zbor la mână și la aviația civilă și personal. Era un avion minunat. Vorbim și despre el puțin. Sigur, dar puteți să vorbiți acum. De ce spuneți că era minunat avionul? Era minunat avionul din mai multe puncte de vedere. Avea un motor foarte puternic. Puteam urca până la 10.800 de metri înălțime. Ne convenea să ducem lupta aeriană la 5.600 de metri, către 5.600, unde avea un compresor care restabilea puterea motorului de la sol. Pentru că odată ce urci, aerul se rarefiază și nu se mai păstrează proporția 1:28 între benzină-aer ca să dea explozia corectă. Și atunci trebuia să, într-un compresor, să faci mai mult aerul la rafinerie ca să aibă suficient oxigen. Până acolo restabilea puterea de la sol. De acolo înainte o pierdea încet, 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 până la 10.000, iar la 10.800 mergeai de-abia tractat în elice. Nu puteai să faci evoluții că te angajai. Era prea rar aerul. Plus că era rece. Vara întâlneai temperaturi de minus 60 de grade la 1.000-9.000 de metri. Vara, în plină vară, cum e acum. Da. O cabină indeformabilă. Cabina asta micuța lui pe care o are, indeformabilă. S-a întâmplat ca decolând de pe o pistă betonată, de pe un teren betonat, în timpul unei alarme aeriene, să cadă bombele. Și avionul, urcat la 15-20 de metri, de suflu bombii să fie întors pe dos. Și întors pe dos să intre pe beton înapoi, să ruleze vreo 80-100 de metri așa pe spate și pilotul se deschide niște gemulețe care avea lateral, fiind foarte bine legat aici și aici, și să iasă pe gemulețul ăla să n-aibă nimic. Sau să se dea o dată peste cap, de două ori peste cap, de trei ori peste cap, și dacă rămâne pe față, să deschide cabina și să iasă liniștit afară, fără să sufere nimic. Sigur, frânarea asta de la 135-140 de km la oră, ca să se oprească în 80 de metri, inerția ți-a capul înainte și scoate ochii afară, dacă ți-ar face o fotografie, nu ești tu ăla de acolo, e altul. Pentru că capul tinde să se desprinde de corp din cauza inerției care e foarte puternică. Și
Pe lângă asta, ședeai într-un fotoliu, cum e fotoliul ăla de acolo. Dădesubt era rezervorul de benzină. Ședeai exact pe rezervorul de benzină, care l-aveai și dădesubt și la umăr. Și a spus, ce idios poate să pui pilotul să stea pe rezervorul de benzină? Păi când face la explozie, zici, ce pățește pilotul? În bătălia Angliei, care aveau rezervoarele și Spitfire și Hurricane aici în față, ai să găsești acolo că toți piloții erau arși de benzina aprinsă de la rezervorul din față. La noi totul rămânea în spate. Nu s-a întâmplat să fie explozie vreodată, pentru că băgau un gaz inert de la asta care ținea o presiune, pentru că benzina nu arde dacă nu are vapori. Poți să stingi un chibrit într-o găleată de benzină. Dacă nu are vapor, nu se aprinde. Pe moment, dacă e rece și nu are vapor, da. Deci, încă un câștig. Așa. Planurile. Dacă n-ai fi văzut șuvița asta care lega planurile, te lua spaima. Pentru că era prinsă într-un șurub aici și în două șuruburi în spate. Se putea demonta și înlocui foarte rapid la sol. 20 de minute, o jumătate de oră, îți spunea o aripă nouă dacă întâmplător era rupt capul de plan sau nu ce. N-am terminat din avantaje. Manșa, care e un baston, practic, un baston, așa. Aici avea un buton. Îl am dincolo, în butonul tunului, singur care am dintr-un pies de meserimit. Avea un buton cu care trăgeai cu tunul. Mitralierele aveau o clapetă care acoperea tunul, să nu tragi din greșeală cumva dacă apeși acolo. Și declanșând trăgătorul ăsta al tunului, trăgeai cu două mitraliere, cu mâna dreaptă. Cu degetul mic vorbeai la radio. Adică totul la îndemână, într-o singură mână. Iar din coace, motorul, puterea motorului, cum ar fi accelerația la mașină și pasul elicii. Pas mare, pas mic, pentru viteză mare sau tracțiune mare, după cum ai nevoie. Deci totul, te simțeai în el ca într-o mănușă, adică o mănușă care stă bine mulată pe mână. Un avion nemaipomenit. De altfel, de a salva viața de atâtea ori. La Air 80 e pus trenul mult mai în afară. Ca atare e mai stabil la decolare, că problema numai la decolare se pune, nu la alte împrejurări. Poate și ucin la aterizare. Care era treaba? Ne spusese un profesor de aerodinamică și mecanică de la școala militară, Nichi Saigiu, care îl socoteam noi așa, excentric puțin. Ne spusese, el făcuse un laborator cu diverse piese și pentru a demonstra asta, făcuse dintr-o prăjină așa cu o roată de bicicletă care se învârtea, te punea să o ții în mână și dădea o turație la roata aia de bicicletă. Dacă schimbai poziția către în sus, imediat fugea la stânga botul. Era exact situația de aici. Se crea o forță, procesia giroscopică. Elicia fiind foarte mare și învârtise la 2000 de ture pe minut, devenea giroscop. Giroscopul are procesia asta. Dacă îi simt poziția, se creează o forță de precesie pe care n-ai cum să o anulezi, pentru că viteza e prea mică. Tu apeși cu piciorul drept pe pedala direcția să vii, dar neavând curentul de aer puternic, nu răspunde. Plus că cuplul motor îl întoarce, tinde să-l răstoarne în decolare. Și atunci, întreaga susținere se făcea pe roata stângă. Când era un teren umed, vedeai roata stângă apăsând tare în noroi pe acolo, iar roata dreaptă desprinzându-se foarte repede și ștergând, pe urmă dispărând. Mulți nu reușeau să aibă răbdare ca să intre în viteză și virau mai devreme și atunci se rupeau. Piloții buni n-au avut probleme cu Messerschmitt-ul. Decolau, se mirau rușii când a intrat la noi, când decolam noi în formație de 9 sau 12, unul câte unul, plan la plan. Cum e zermit ăsta care fura? Da. Așa că l-am binecuvântat pe Willy Messerschmitt din toate punctele de vedere. Haideți să spunem câteva cuvinte și despre IAR-U 80. Ce se întâmpla?
Față de Messerschmitt avea o diferență. Pilotul nu ședea în centru de greutate ca la Messerschmitt, ședea puțin mai în spate. Și atunci la viraje, parcă vira întâi botul avionului, pe urmă veneai și tu cu restul. Aici erai pe centru și era tot în ordine. Era. În schimb, avea carburator pentru combustibil. La virajele bruște, în sus, în jos, dreapta, stânga, dădea oarecare rateuri, pentru că nu mai alimenta cu benzină din cauza efortului ăla. Messerschmitt-ul avea injecție. Adică, indiferent de ce voi ai fi fost, tot atâta băga benzină, băga prin injecție, nu băga prin carburator. Păcat că s-au distrus toate avioanele și că n-avem să arătăm un iermă care nu are o copie la Muzeul Național, care nu e original. I-au distrus rușii repede, imediat pe 5-10 atunci. Cum vi s-a părut acest avion, Messerschmitt 109? Păi era mult superior. La ora respectivă, el foloseau nemții în 1940, în război, care l-au făcut cu polonezii. Și era cel mai bun avion de vânătoare. Era avion de vânătoare cu 500 de km la oră, o viteză normală. Un avion care se frăta la acrobație, cu vizibilitate foarte bună și care la un moment dat avea câte un turn de 20 mm în fiecare flan și două mitraliere de 13 și nu știu cât acolo, care trăgea prin spațiu elice. Deci avea o poză de foc foarte bună. Era foarte maniabil. Dar în comparație cu IR-80, cum era? La zurat și mie nu avea plăcut, nu avea o vizibilitate bună. Era votul mult prea înaintat, era un avion mai mulat, nu a fost un avion pentru efeca lui, un avion de perfecțiune. L-a repartizat capitanului Dan Vizate la Făfestul Leordeni, unde el acolo avea un grup de vânătoare, grupul 6 vânătoare, numai că era 80. Și aici l-am avut telefon Stinghe Dragoș, un aviator cunoscut, am avut prințul George Vricoveanu, am avut o șefă Budilianu, atâtanță și o serie de filoții. Și Tac Stefan, Simionescu, și i-am trecut pe toți pe Messerschmitt. S-a făcut din noi escadrila, în 44 pe Messerschmitt și am făcut campania aia și luptele împotriva americanilor care veneau o perioadă aia și bombardau Ploiești. La bătălia de la Stalingrad am fost net superior cu avionul Messerschmitt 109 pe care l-am avut față inițial de rata care l-a avut ilul ăla. Buldogul, da. Dar de la Stalingrad a apărut, Iacu 3 a apărut lavul la Voșkin, care erau simțitor apropiate ca putere și atunci numai îndemânarea piloților mai făcea diferența. Rușii până la Stalingrad erau mult inferior ca material. Au început să primească de la american Air Cobra și un număr foarte mare, un avion din care fabricase un număr de aproape 20.000 de avioane pe care le-au dat rușilor. Dar nemții și românii cam la fel au fost. Pentru că zic eu acolo că dacă un pilot e slab, e păcat că îl condamn la moarte. Mai bine îl treci la o categorie inferioară, îl treci la legătură sau la observație, unde poate fi pilot foarte bun, pe câtă vreme pentru vânătoare, n-are căderea, trebuie să aibă niște reflexe rapide, să se înfurie, să aibă curaj. Da. Spaima să se transforme în curaj, că se întâmplă. Dintr-o spaimă mare, devii la un curaj extraordinar. Și așa scapi. Altfel, dacă rămâi copleșit de spaimă, te dobară. V-ați parașutat vreodată? Doamne ferește! Nu, pentru că eram așa de încrezător în avionul ăsta, încât numai dacă aș fi luat foc, s-ar fi explodat. E consideram foarte curajos, dar nu-mi plăcea. Pe atunci nu existau parașute duble și de spate și de față, nu se deschide una, o ai pe ceilalți. Era și un banc. Ce faci dacă nu-ți deschide parașuta? Păi te duci la magazin și ceri alta. Dar
un parașutist cu sânge rece, atras de mânerul parașutic, avea parașute de spate și a rămas cu mânerul în mână. Și nu s-a deschis, că știți, întâi iese parașuta mică, pilot, și pe urmă trage parașuta mare. Și a avut prezența de spirit, a dus mâinile în spate, a scos agraf de la capacul parașutului pilot, a ieșit parașuta pilot și a tras. Dar când a aterizat, avea unghiile rupte, sângerate, dar s-a salvat. A parașuta era o șansă să se deschidă, să nu se deschidă. A parașuta era o șansă să tragă în parașută, pentru că de la apariția trupelor de parașutiști nu s-a mai menajat cei care cădeau. Comandorul Sandu, comandorul de la 80-uri, comandor de grup, s-a salvat sărind cu parașuta. Alții au venit, au tras în parașută și curentul de aer au sfâșiat-o, că era o pânză de mătase, foarte bună, destul tare, dar totuși nu rezista la presiune. Sfâșiat și el a căzut și s-a prăbușit și a murit. Ca tare era o șansă, 50% să scap, 50% să nu scap. Dacă poți, să nu sar, nu sar. S-a întâmplat cu Tulea Sorin de la bombardament, care într-adevăr a fost doborât, a sărit cu parașuta, dar sărind din avion cu parașuta, l-a prins curentul de aer și s-a izbit de ampenaj aici și i-a fracturat piciorul și căzând la sol, cu dureri mari, a mai mâncat și bătaie de la aia, care l-au crezut că e dușman, e american, a mai și bătut și a supraviețuit toată viața așa. A și zburat Lumilu. Unul din planuri a și zburat. Noi eram mai jos și Milu cu un coechipier făcea siguranța noastră și zice, atenție grupul nou, Mustangurile vă cad în spate. Dar a fost momentul în care l-a lovit pe el de mai sus. I-a rupt comenzile și avionul a intrat într-un zbor necontrolat. A încercat să largheze cabina care se larga, era o mânere roșu aici, care se atrăgea mereu, privirea că era roșu, și trăgeai de el și zbura cabina și rămâneai numai cu parbriză la mic în față, care te-a depășit de curentul de aer. Și el, după ce, când a tras cabina, curentul de aer era așa puternic, când i-a smuls mâna și i-a smuls mâna de număr. Și mâna făcea ca un steag, adică flendura pur și simplu, așa. Da, n-a putut-o controla mâna. Și cum a aterizat cu mână? Stai că n-a aterizat. Și intrând într-o evoluție complet neordonată, trecând la viteze 800-900 la oră, s-a rupt un plan. El încerca să se împingă, să iasă, dar curentul de aer îl subționa înapoi în cabină. Când s-a rupt planul, a intrat într-o evoluție necontrolată, l-a zvârlit afară. Și a avut puterea să tragă de parașută, și după la câteva mii de metri, povestea el că se simțea întâi aleșinat, pentru că zborul brutal al deschiderii parașutei îl oprește dintr-o dată și brutal și aleșinat de durere. Și coborând încet, încet și-a revenit, pentru că durează mult zborul ăsta cu parașuta. Și revenindu-și, avea o senzație plăcută, cădea liniștit așa și cădea foarte bine, se simțea bine. Mai jos a început turbulențele, cum sunt și acum afară, și a început să-l zgâlție, a început să-l doară. Și când a ajuns la pământ, în balansul ăsta, pentru că nu totdeauna caz drept, în balansul ăsta l-a pune bine de pământ încât era leșinat. Cu mâna validă a reușit să adune parașuta, să o pune sub cap, pentru că altfel o umfla vântul, tăra câțiva metri, se desumfla și a reușit să o pună acolo. A venit cineva de la un aerodrom de legătură de acolo, care avea el 80 cu planoare, și l-a luat și pe el și pe coechipierul lui Mitică Encioiu, care fusese doborât tot de Mustang, la vreo 500 de metri de el, i-a adus într-un planor și ne-a adus plocon la Buzău, a declanșat și imediat i-a trimis la spital, pe amândoi acolo.
Să vorbim un pic atunci și despre piloții germani. Puteți să nominalizați câțiva dintre piloții care v-au impresionat, pe care ați cunoscut pe front? N-am cum să nu țin minte, începând cu Lipper, care a fost cel care ne-a trecut pe Messerschmitt și care era un băiat de viață și foarte apropiat așa de noi. Harman, primul, care a fost pe terenul de la Huși, pe care l-am cunoscut personal. Era impresionant să vezi un tânăr dezbrăcat până la brâu, dar cu o decorație cea mai mare pe care avea la gât, călare pe botul avionului și lucrând ceva la mitralierele superioare de la avion. Nu mi-am închipuit că, inițial, dacă n-avea decorația, credeam că e unul dintre armurieri. De multe ori mergeam la ei, din întâmplare, fie să alimentăm, fie că aveam o mică pană care trebuia remediată. Și nici nu puneam bine roțile pe teren și lângă tine te trezeai cu o cisternă de alimentare. Aveai, n-aveai nevoie, apărea cisterna dintr-o dată. Uneori te și temeai că te lovește, așa de repede venea și frâna să te alimenteze. Și se prezentau trei înși din escadrila lor la cabina avionului. N-apucai să cobori din avion încât erai întrebat. Motor gut, motorul gut, e regulă, n-avea nimic. Funk gut, transmisiunea, radiotransmisiunea gut și al flag gut, mitralierele. Deci aveai o asistență nemaipomenit de promptă pe terenurile lor. Încercam și noi, că s-a întâmplat să aterizeze și la noi, dar fără îndoială, nu în același rind. Pe Rudel l-am cunoscut în Rusia. Cerusem o misiune, o povestesc eu acolo pe scurt în jurnal. Cerusem de la comandă să aprobe o misiune de seară. Și ne-am dus să măturăm frontul de la nord la sud, frontul fiind așa. Și la ducere trebuia să-i zgândărim ca să iasă, că altfel nu veneau la întâlnire. Și am avut o luptă aeriană în care ei ne lăsau liber spre ei și interziceau mereu spațiul spre interior, ca să ne ducă cât mai mult în interior. Și printr-o întâmplare am fost lovit de un proiectil în radiatorul de ulei care răcea motorul și a trebuit să aterizez. Și m-am desprins din lupta aeriană și a trebuit să aterizez. Și unde să aterizez? Că se lăsa seară și era întuneric. Și am văzut un teren acolo cu un avion derăpânat într-o parte. Zic, dacă a ales ăsta să ajungă aici o fi bine. Și am aterizat acolo. Nu ieșea trenul de aterizare, ieșise numai o jambă. Era în poziția cea mai proastă posibilă. Și până la urmă, făcând niște manevre de astea de balansuri, ca rezistența aerului să împingă pe roata așa, s-a zăvorât. Și atunci s-au aprins becurile albastre, că sunt două becuri albastre care indică poziția trenului zăvorât și două becuri roșii care indică trenul escamotat. Și știi poziția trenului, că n-ai altfel cum de unde să afli. Și de-abia l-am trântit acolo cu motorul extern de încins și am sărit din el și era o lizieră de pădure acolo unde era și avionul altul derâmat. Și m-am dus în lizierea de pădure și am așteptat și să văd cine vine la avion. Nu știam dacă sunt la ruși sau la nemți, pentru că erau niște trageri de contrabaterie, adică numai artilerie atrage peste infanterie. Astea sunt trageri mult în spate. Și s-auzeau focurile astea, dar nu știau, sunt la nemți sau la... A venit o mașină pe care era un W, Wehrmacht, și am zis, sunt la nemți. Am ieșit de acolo și m-au luat aia și m-au dus la grupul, nu acum, mai târziu. Acolo am stat câteva zile și a venit un Fisler-Stork care culegea piloții căzuți în diverse, pe zone mari, 200 de kilometri sau mai mult. Așa? Și așa am ajuns la grupul Rudel de Stukas, la vreo 200 de kilometri, mai la nord, mai departe de mine. Întâi m-au cazat într-o casă, într-un sat, Mihailovka amărât acolo, în care am găsit un lian cu apă, un săpun, o lamă de bărbierit, nu știu ce, într-o casă pustie, eventual să fie folosită de cineva. Se gândeau la toate. Mi-a prins bine. Avea câteva care le organizau dinainte. Dacă se întâmpla să fie, imediat era folosit. Da. Și m-au dus la grup, la ei, și la grup era
rudel. Ei seara se îmbrăcau în uniformă, toți într-o uniformă foarte frumoasă, care era aproape egală, ca să zic așa, față de combinezonul meu, care parcă eram un cuc rătăcit acolo. Da. Mă simțeam foarte prost pentru că avea o politeție nemaipomenită. Ofițerul subalter, locotenent, care mă ducea și mă ducea de acasă, de la acasă, cobora de la volan, ocoleam, deschidea ușa. Nu știam cum să ies mai repede ca să n-ajungă ăsta la ușă să mă descurc de unul singur. Era o rușine teribilă și de-abia așteptam să vină cineva de la grup să mă ia, să scap de politeția asta care era sufocantă, pur și simplu. Și a venit Șerbănescu cu taifunul. Iar rudele sus, ai rumenișe camerat Noghielandă, un camarad român aterizat forțat. Nu mai spun că am stat acolo și vedeam a doua zi trecând avioanele noastre și mă chemau la radio. Dar numai pe acumulatorul avionului era foarte slabă emisia. Ei auzeam, dar ei nu m-auzeau pe mine. Treceau de sus și m-au căutat în zonă să vadă unde e căzut avionul. Avionul era destul de adăpostit, nu-l vedeau de sus. Inițial mă socotise dispărut. Când a venit Șerbănescu, l-am sărutat de bucurie și am plecat la Uman în spate să luăm alt avion și mi-am luat un alt avion. Cum de-a ajuns totuși să doboare atât de multe pe frontul de est Hartmann, comparativ cu ai noștri? Avea mai multe misiuni? Ai noștri au ajuns târziu, care erau la 15-20 de misiuni, deja erau piloții foarte buni. Încetul cu încetul, câte unul s-au pierdut și de la ăștia ai noștri. N-aș putea să spun de unde vine diferența. Probabil că din mai perseverentă, mai bună instruire a luptei aeriene și, în ultimă esență, și a tragerii. Pentru că un avion care zboară nu trebuie să tragi în el, trebuie să tragi undeva aici. Adică, în momentul în care glonțul ajunge pe linia lui, atunci să sosească și el acolo, ca să ai șansă să dobori. Dacă nu l-ai prins de coadă, că dacă e prins de coadă e cu totul altceva. E lupta asta de viraj. Dar din unghiuri dintre astea trebuie să faci mereu o corecție. Chiar ca la un iepure, dacă tragi. Dacă tragi în iepure, totdeauna îl scapi. Dacă tragi în fața lui, ai șansă. Când erați în Ungaria sau în Cehoslovacia, v-ați fi dorit o confruntare cu Hartmann? Drept să spun, nu prea. Nu prea, pentru că știam capacitatea de luptă. M-a întrebat dacă am avut vreun moment de frică, de teamă, de frică. Mi-am adus aminte atunci, pe moment când m-a întrebat, nu mi-am adus aminte. Mi-am adus aminte de data asta, eram la Tarom. Și zburam cu un IL-14 și zburam pe cursa București-Timișoara. Și trecând de munți la Lugoș, în bota avionului a avut o minge de foc, cât o minge de fotbal, nu mai mare, dar incandescentă, care s-a fixat pe botul motorului, a oscilat puțin dreapta și stânga. N-am știut ceva, auzisem despre focul Sfântului Elm, ceva așa cu totul nenatural. Mingea asta s-a plimbat pe dreapta avionului, a trecut în fața tuturor pasagerilor până la coadă, pentru că pe urmă i-am întrebat pe fiecare ce au văzut. Așa, și la coadă o explozie puternică, dar am crezut că a luat foc avionul, că s-a făcut praf. Nu s-a întâmplat nimic, a fost numai un fulger. Era un fulger globular, pentru că sunt fulgere dintre astea. E, momentul ăla mi-a fost teamă, pentru că am crezut că face pulbere avionul. Dar pe front nu aveam probleme. În momentul în care erai în avionul ăsta,
te simțeai așa de sigur ca și cum ai fi fost într-o cazemată, ca să zic așa. Așa de bine te simțeai în el. Spuneți-mi, domnule general, aveți regrete din timpul războiului? Singure regrete este că am pierdut o grămadă de oameni inutil, fără să avem niciun avantaj în acest război. Din potrivă. Și cu ce anume vă mândriți din timpul războiului? Numai cu atitudinea pe care a avut-o fiecare român, care a făcut kilometri întregi pe jos cu ranița spinare și cu mâncări de conserve, ca să susțină această luptă care a fost inegală și nu ne-a folosit. Credeți în Dumnezeu? Da. Uitați aici, am icoană. Domnule general, dacă ar fi să vă nașteți din nou, v-ați face tot pilot? Cred că da. V-a mulțumit cineva după război că ați fost erou? Dintre cunoscuți? Nimeni.